Se știe că misiunea istorică a unui popor se judecă și după creațiunile lui spirituale, scria Mircea Eliade. Printre personalitățile de mare anvergură ale românilor, care au lăsat o moștenire culturală și științifică importantă, îi regăsim și pe sociologul Dimitrie Gusti, pe profesorul și inginerul Dimitrie Leonida și pe sculptorul Dimitrie Paciurea. Născut la Iași în anul 1880, Dimitrie Gusti a fost un filozof, sociolog și estetician român, considerat creatorul sociologiei românești. Dimitrie Gusti a inițiat și îndrumat acțiunea de cercetare monografică a satelor din România în perioada 1925-1948. A obținut legiferarea serviciului social în anul 1939, prin care se instituționaliza pentru prima oară în lume cercetarea sociologică îmbinată cu acțiunea socială practică și cu pedagogia socială. De ce trebuie să știm cine a fost Dimitrie Gusti și mai ales de ce trebuie să știm acest lucru în Muzeul Satului, este destul de simplu de răspuns la o asemenea întrebare. În primul rând, Dimitrie Gusti în perioada interbelică a reprezentat crema intelectualității românești. Dincolo de faptul că era un om deosebit de cultivat, dincolo de faptul că a fost și un om politic foarte important, Dimitrie Gusti a fost un om carismatic. A fost cel care a strâns în jurul lui școala sociologică de la București, cum o cunoaștem noi acum, adică mari intelectuali ai vremii, o școală de interdisciplinaritate și asta pentru ca să cunoască satul românesc. Eu cred că Dimitrie Gusti a aplicat acel să cunoaștem pentru a salva foarte, foarte devreme, înainte ca noi să știm această formulă venită dinspre francezi. A cunoscut satul românesc în profunzime, eu cred că l-a iubit foarte mult, pentru că nu poți să faci fără pasiune ce a făcut Dimitrie Gusti. Și din activitatea lui extrem de variată, extrem de importantă la acea vreme, a rămas Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti. Pentru că suntem în preajma sărbătoririi Sfântului Dumitru și Sfântului Dimitrie, izvorâtorul de mir, noi totdeauna ne gândim și la Dimitrie Gusti. De fapt, este ziua onomastică a Muzeului Satului. Dimitrie Gusti, chiar dacă a însemnat foarte mult în planul culturii românești, pentru noi înseamnă, în primul rând, ctitorul Muzeului Satului. Așa că de ce trebuie să știm despre Dimitrie Gusti, vom învăța și vom cunoaște dacă vom veni să vizităm Muzeul Satului. Bineînțeles că Dimitrie Gusti rămâne unul dintre marii noștri oameni de cultură. Muzeul Național Tehnic din România este înființat de profesorul și inginerul Dimitrie Leonida. Aflat în Parcul Carol din București, Muzeul Tehnic este un loc în care istoria și prezentul se întâlnesc, iar munca și descoperirile inginerului Dimitrie Leonida sunt puse în valoare. Ne aflăm într-o cameră dragă mie, dar dragă ar trebui să fie poporului român. Este biblioteca profesorului Dimitrie Leonida, profesor inginer Dimitrie Leonida. Este biblioteca lui tehnică, este o bibliotecă de o mare valoare, adunată de el din timpul facultății până în data când a murit. Are câteva proiecte care stau la baza dezvoltării României de astăzi. Unul dintre ele este Metropolitanul Bucureștean, adică metroul. Este proiectul pe care l-a făcut în anul 4 de facultate, care l-a prezentat și în România, care a prins contur mult mai târziu, când dânsul nu mai era, dar care a fost, zic eu, vizionarul, Jules Verne, metroului bucureștean. Pasiunea pentru tehnică a fost hotărătoare atunci când Dimitrie Leonida își va alege profesia, el dorind să devină inginer.
A studiat electricitatea la Politehnica din Charlottenburg, chiar dacă înainte de a pleca în străinătate, trebuia să satisfacă și stagiul militar. În perioada studiilor universitare, 1903-1908, are ocazia să viziteze Muzeul Tehnic din München. În anul 1908, Dimitrie Leonida a înființat prima școală de electricieni și mecanici din România, care va funcționa peste 45 de ani și va pregăti mii de specialiști din domeniul electric și mecanic. Un an mai târziu, înființează și primul muzeu tehnic din România, care astăzi îi poartă numele. Acești elevi minunați înființează, organizează Muzeul Național Tehnic, care ulterior îi va purta numele Muzeul Național Tehnic Profesor Inginer Dimitrie Leonida. De ce muzeu? În ultimul an de facultate, vede la München Muzeul Tehnic nou înființat, în 1906. A fost atât de impresionat că a zis este imposibil să nu-l fac și în România. Mai ales că intram într-o etapă de industrializare rapidă și atunci a profitat, ca să spunem, de această situație când toate erau în transformare, când se schimbau instalații, care de fapt unele nici nu existau când se schimbau aparaturi. Și a început să adune obiecte cu elevii săi. Aceste prime obiecte au stat la baza muzeului, care era de fapt o sală în acea școală de electricie. Profesor inginer Dimitrie Nicolae Leonida nu s-a oprit nici la capitală, la ceea ce lucra acolo, nici la această școală. El a fost un om care perpetuum s-a mișcat și a căutat. A mers la Bicaz și a făcut planurile de construire a Bicazului și a urmărit tot ceea ce s-a făcut acolo până s-a dat în folosință. Nu a fost cel care a fost în primă linie, că deja lucrurile politice l-au făcut să se retragă și nu mai avea acces, dar totul s-a făcut pe cercetarea lui. Aceea a fost o perioadă, mai ales în 1951, când guvernul se schimbase, în care muzeul care a fost atot dezvoltat risca să-l piardă. Și atunci a avut o idee pe care a pus-o în practică și a donat patrimoniul mobil al muzeului Ministerului Energiei de pe atunci. S-a mutat și și-a condus muzeul până în 51, iar biroul lui, cel de muzeu, nu cel de director, a fost aici unde ne aflăm acum. Deci este Biblioteca Muzeului Tehnic, Biblioteca Tehnică. La parter, unde ne aflăm acum, este partea de mașini industriale, parte din partea de mașini industriale, de obiecte grele, ca să zic, mașini cu aburi, foarte multe dintre ele, iar în spatele meu se află obiectul central al acestui muzeu. Deci nu numai acestei sări, este cazanul de la centrala Grozăvești. Cazan ce datează din 1912. Gândiți-vă că dânsul le-a pus în funcțiune și a fost cea mai mare centrală din România. Avem prima centrală electrică de la Teatrul Național. Avem un Oldsmobile. Avem marele, aș putea să zic, cea mai importantă inovație în domeniul automobilistic, automobilul Persu, care a revoluționat industria automobilelor pentru că dânsul a inventat și a băgat roțile în interiorul caroseriei. Este foarte important ce a făcut profesor inginer Dimitrie Leonida, atât pentru țară, pentru sistemul energetic, dar și pentru acest muzeu. Acest muzeu trebuie să-i redea spiritul și să continue. În Parcul Carol, unde se află muzeul, este așteptată lumea, mic și mare, adulți, elevi, studenți. Veniți că nu aveți ce pierde.
Născut în București, Dimitrie Paciurea a studiat aici între anii 1890 și 1894 la Școala de Arte și Meserii, secția mecanică și apoi secția sculptură. În acea perioadă l-a avut ca profesor pe sculptorul Vladimir Hegel, ce a insuflat cultul pentru formă și l-a sprijinit să-și continue studiile la Paris. Despre Paciurea, ce aș putea să spun, că este unul din sculptorii netrepățiți din arta plastică românească. Ca un amănunt, el a fost coleg de facultate cu Brâncuș, fiind mai mare cu 2-3 ani, s-au cunoscut destul de bine. Brâncuș a plecat la Paris și a devenit Brâncuș, iar Paciurea a rămas în țară și a rămas Paciurea. Dacă mergea și el la Paris, devenea un Paciurea nu național, ci unul internațional. Dacă ne gândim doar la himerele lui, care l-au preocupat toată viața, și dacă ne gândim la faptul că el le-ar fi expus la Paris pe 1910-15-20, Paciurea avea alte dimensiuni și altă conotație în sculptura națională și internațională. Dimitrie Paciurea debutează în anul 1894 la expoziția artiștilor în viață, fiind apoi prezent la saloanele oficiale, la manifestările Cercului Artistic și ale Tinerimii Artistice. În anul 1919 se află printre membrii fondatori ai Societății Arta Română. Operele lui Dimitrie Paciurea sunt prezentate în expoziții personale în București în anii 1907-1922 și 1930. Cine merge în Parcul Carol va vedea un personaj care se numește Gigantul și care spune totul despre Paciurea și ceea ce el a putut să facă și contemporanii lui n-au înțeles. Are, în schimb, în muzeele din România, în București, în Cluj, în Târgu Mureș și în alte muzee, o serie de lucrări de-ale lui, în bronz. Și dacă e să mai vorbim de un amănunt al preocupările lui profesionale, el a fost unul dintre acei sculptori care, împreună cu un mare meșter turnător, au făcut o turnătorie în București prin anul 1925-30 pentru a-și putea transpune lucrările în material finit. În urmă cu 15 ani s-a propus să se înființe o școală de arte și meserii pe schema fostelor școli de arte și meserii care în 1948 s-au desființat și întâmplarea a făcut ca eu să fiu numit director și am ocupat de înființarea acestei școli, de construcția ei, lucru pe care l-am făcut și sigur că această școală trebuia să poarte un nume. Noi ne-am gândit sigur la Brâncuș, că toată lumea prima dată se gândește la Brâncuș, dar o altă școală de meserii din București purta acest nume. Sigur că am optat și pentru mine a fost chiar o mare bucurie că am reușit să numim această școală Paciurea. Școala a plecat ca o școală de arte și meserii și aici sigur că datorită sistemului nostru de învățământ trebuia să încorporeze și clase de liceu și atunci s-a făcut liceul Dimitrie Paciurea. La ora actuală sunt cam 280-300 de elevi, de la clasa 9 până la clasa 12. Au rezultate destul de bune, chiar foarte bune, și lucrul acesta pot să spun fiindcă în urmă cu 2 săptămâni a fost un concurs ale liceelor de arte din București, Tonița și Paciurea, iar Paciurea a făcut față foarte frumos acestui concurs. Thank you.